Invitații noștri în acest moment, Vladimir Ionaș este sociolog, bună seara. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, bună seara, domnule profesor. Sabin Orcan, directorul Newsweek România, bună seara. Bună seara. Adrian Cioroianu, pică vestea că președintele Iohannis s-ar duce la Kiev împreună cu președintele Franței, premierul Italiei și cancelarul Germaniei. Ministrul de externe ne explică, probabil că ați observat, ne spune, vizitele astea la Kiev sunt anunțate după ce ele au loc. Noi am aflat asta de la un parlamentar ucrainean. Cum e? Păi cum e? Prima știre a apărut că vor merge președintele Macron, premierul Draghi și premierul Scholz, într-adevăr. Iar cel de-al patrulea mușchetar, în speță D'Artagnan, ce e un gest frumos acum, trebuie să recunoaștem că e o formulă foarte simpatică din partea parlamentarului ucrainean. Deci cel de-al patrulea personaj a apărut odată cu postarea acestui om politic ucrainean. Cred că ministrul Aurescu a explicat foarte bine în condițiile în care nu a confirmat, nu a negat, dar a spus că de regulă vizitele se comunică după ce au avut loc, din rațiuni pe care cred că toată lumea le înțelege, ceea ce ne conduce la ideea că e foarte posibil ca o astfel de vizită să aibă loc. Chiar să aibă loc. Despre ea vorbim după o scurtă pauză, foarte scurtă, revenim. Cei trei mușchetari, președintele Macron, cancelarul Scholz, premierul Draghi, vor vizita Kievul joi și, ca D'Artagnan, președintele României, Iohannis. Asta a scris astăzi pe Twitter Oleksiy Goncharenko. Este parlamentar ucrainean. Niciuna dintre cele trei cancelari nu confirmă, nu infirmă. Nici a noastră nu confirmă, nu infirmă. Cât despre Palatul Cotroceni, nu confirmă, nu infirmă. Mai devreme, ministrul de externe ne-a spus că e treaba Palatului Cotroceni și că oricum trebuie să ne aducem aminte atunci când astfel de vizite atât de importante au avut loc la Kiev. Ele au fost anunțate după ce s-au întâmplat, după ce respectivii au fost, sau în timpul, pentru că mi-aduc aminte că doamna președinte al Comisiei Europene... Domnul Câțu, cred că a anunțat. La domnul Câțu s-a știut dinainte. În rest, la alt nivel... Cheia e la Alexandru Dumas. Personajele veneau de la Alexandru Dumas. De ce ar fi important? Ne aducem aminte că despre cancelarul Germaniei, în legătură cu el și dorința de a vizita Kievul la un moment dat, a fost un mini-scandal. I s-a transmis de la Kiev că să stea acasă. Mai degrabă ca urmare a deciziei Kievului de a nu-l primi pe președintele Germaniei. Stai mai... Ulterior acelui moment, cancelarul nu a mers mai degrabă din cauza presiunilor interne, pentru că arăta destul de rău pentru el să merge într-o țară care nu primește președintele, indiferent de rolul președintelui. Pot să spun că din surse neoficiale, Mario Draghi, da, confirmă în anumite zone că va avea loc această vizită. Celelalte cancelari, într-adevăr, nu. Eu mi-aduc aminte că, de exemplu, când a fost acea vizită a premierilor vecini cu Ucraina, împreună cu primul ministru al Poloniei, s-a anunțat vizita, da? Și a fost una cu trenul, deci cu un grad de risc destul de ridicat. E o decizie probabil care ține de administrațiile prezidențiale și cabinetele premierilor din țările care fac această vizită. Mi se pare importantă că sunt liderii celor trei țări care au cele mai importante relații de business cu Federația Rusă, să nu uităm că toate cele trei țări, Franța, Germania și Italia, e nucleul dur al Uniunii Europene. Dacă se confirmă prezența președintelui României, mie mi se pare extrem de importantă. Cred că are legătură cu vizita, mai degrabă cu interesele de business și de reconstrucția Ucrainei decât cu alte subiecte. Și cred că de aceea e important rolul României. Și cu Marea Neagră și cu porturile la Marea Neagră. Și cu Marea Neagră. Cred că e important, dacă se confirmă, repet, rolul României înseamnă că va fi nodul principal al Uniunii Europene pe tot ce ține de viitoarea relației cu Ucraina. Și pot înțelege, pentru că Polonia este văzută mai degrabă partea linii Varșovia-Londra-Washington, iar forțele principale din Uniunea Europeană își doresc o altă rută. Probabil România poate juca acest rol. Depinde foarte mult cum va decurge vizita. Eu repet, eu nu cred că e o vizită care are legătură cu armament, muniție și așa mai departe, pentru că nu aceste țări pot oferi acest ajutor, ci e mai degrabă o vizită strict de bani, de reconstrucție
de idei despre cum vor face de acum încolo pentru ca Ucrainei să-i meargă bine. Nu știu dacă se va discuta și acea posibilitate, pentru că și Franța și Germania și Italia în continuare doresc, și dacă vor deschide subiectul unei nevoi de mediere a păcii între cele două părți. E interesant de văzut care va fi abordarea. E clar că subiectele sunt discutate deja la nivelul președinților, liderilor, pentru că deputatul care a anunțat pe Twitter, din tweet-ul pe care l-a dat, mie mi s-a părut destul de deschis și pozitiv față de această vizită. Deci, probabil anumite idei au fost deja... Tripleta e foarte interesantă, e motorul Uniunii Europene. Dar nu știu ce caută D'Artagnan acolo. Da. Și sunt, poate ne spuneți, Sabin Orcan, și sunt țările față de care, sau mai bine spus, liderii față de care Volodymyr Zelensky n-a avut întotdeauna cuvinte de laudă. Da, nu același lucru se poate spune despre România și domnul Iohannis. Domnul Zelensky a avut cuvinte de laudă. Însă eu nu înțeleg, acest format mi se pare ușor bizar, pentru că, de pildă, nu știu, să luăm B9, că tocmai a fost la București, acolo există o logică, un fir roșu, nu? Avem flancul estic de la țările Baltice până la Marea Neagră, care s-au întâlnit ca să vadă cum se pun de acord în legătură cu această poziție. Avem instrumente în Uniunea Europeană, consultative, în care toți liderii de state discută și avem acest format 3+1, dacă se adeverește că domnul Iohannis va fi acolo, că încă nu știm, poate e doar așa, doar un zvon care nu se va adeveri. Și avem trei, că vorbea domnul Ionaș de business, avem trei state care sunt absolut dependente de gazul rusesc, da? 41% Italia, 49% Franța și cred că Germania și ea pe acolo și România care este, Germania mai mult, și România care este, era dată 20-25%, înțeleg că pe unele informații ar fi la 10% media pe un an. Dar dacă vorbim de business, România n-are ce căuta acolo. România are resurse de gaz, își poate acoperi oricând, dacă vrea. Și atunci? Militar, iarăși nu văd. Franța, Germania, Italia au armate puternice. Pot oferi armament, dacă vor, cu condiția să vrea. România are o armată care se bazează mai degrabă pe ajutorul aliaților. Nu avem ce să oferim prea mult în afară de, nu știm deja, niște veste antiglonț și niște căști antiglonț, că e secret. Ăsta în România este secretul numărul 1 al ultimelor 3 luni, este ce a oferit România Ucraine. Nu știe nimeni, nu vrea nimeni să recunoască, dar înțeleg că sunt niște căști și niște veste antiglonți. Am cumpărat și eu una la Newsweek, pentru că domnul Remus Cernea este corespondentul Newsweek de vreo 2 săptămâni în Ucraina, chiar astăzi se află la Kiev și mă întreba exact asta, dacă nu cumva vine Iohannis, mâine poate îl întâlnește acolo. Habar n-am, dar repet, noi n-am oferit Ucrainei un ajutor militar serios. Am oferit însă un ajutor umanitar. Nu știu în acest format de 3+1 vocea cui o reprezintă domnul Iohannis. A vorbit domnul Ionaș al țării lui sau a partenerului strategic american, sunt a partenerului strategic britanic. Sunt cel puțin două, dacă îmi permite, sunt cel puțin două motive pentru care, dacă se confirmă într-adevăr, e adevărat ce spune aici domnul Iohannis, are dreptate, dacă se confirmă. Dar cele două motive sunt următoarele. România este țara din zonă cea mai apropiată de nucleul dur al Uniunii Europene, de Franța și de Germania, cel puțin în timpul mandatului Iohannis. În timpul mandatului Băsescu, relațiile cu Franța n-au strălucit, știe toată lumea. Cele cu Germania erau mai curând reci. În timpul mandatului acesta, să știți că România a mers pe o muchie foarte interesantă între a păstra parteneriatul strategic desinvocat cu americanii și în același timp a fi în problemele europene mereu cu Franța și cu Germania. Al doilea motiv este faptul că cel mai important port pentru grânele ucrainene din ultimele luni, uite, deja 4, e Constanța. Am ajuns la concluzia că nu avem spații de depozitare și nu avem capacități de transportare. Am ajuns la concluzia cu bulgarii să dragăm Dunărea ca să... Uite că a trebuit un război în Ucraina ca să ajungem și noi cu bulgarii să ne împăcăm, să dragăm Dunărea, să ajungă amărâtele alea de cereale până în Germania sau în Austria sau unde ar putea ajunge pe Dunăre. Deci să știți că motive ar fi dacă se confirmă, de nu asta e problema. Iertați-mă, domnule Ionaș. Nu, voiam să spun că România trebuie să fie acolo sau probabil este invitată să fie acolo, tocmai pentru că dacă vorbim despre problema cu grânele, dacă vorbim despre reconstrucție, țările puternice financiar din Uniunea Europeană au nevoie de un traseu. Și traseul acela poate fi fie prin România, fie prin Polonia.
Polonia are niște o relație extrem de rece cu Germania și cu Franța. Este, repet, văzut ca principal partener al Marii Britanii și Statelor Unite. România a jucat un joc echilibrat, chiar dacă sunt eu sau nu de acord cu modul în care a jucat România până astăzi, pare că liderii principalelor țări din Uniunea Europeană au apreciat. Și de aceea, dacă se confirmă, au invitat-o la masă. B9 și proiectul Trei Mări sunt mai degrabă proiecte care țin de securitate regională și au umbrel american. De aceea nu sunt pe placul Germaniei și a Franței. Pot să fac o observație, dacă îmi dați voie. Deci eu înțeleg aceste motive pe care le căutăm, însă, repet, mi se pare un format bizar. Și vă mai dau un argument pentru care mi se pare un format bizar. Nu spun că n-are ce căuta România acolo, dar eu sunt convins, după toate declarațiile din ultimele 3 luni, că domnul Zelenski nu vrea să vorbească mâine, când se va întâmpla această întâlnire. Joi. Nu vrea să vorbească despre reconstrucție. Eu sunt convins că domnul Zelenski e disperat, vrea să vorbească despre armament, cât mai repede. Cât mai mult. Astea sunt toate cererile care vin despre Kiev. Eu nu discut despre ce vor să vorbească cei 4 mușchetari, ci despre ce vrea să vorbească domnul Zelenski, care va fi gazda celor 4 mușchetari. Și eu nu-l văd pe domnul Zelenski vorbind despre reconstrucție și grâne și cereale mai mult decât despre nevoia lui de a avea cât mai repede armament pentru a reuși să se lupte cu rușii în estul Ucrainei. Nu văd ce ar putea oferi, ce ar putea pune pe masă România, în afară de expertiză, păreri, pentru că noi nu avem armament ca să dăm și la alții, să fim cinstiți. Cred că mai e o problemă. Gândiți-vă la impactul pe care niște milioane de oameni loviți de foame în Africa l-ar avea asupra Uniunii Europene. Cine ar trebui să gestioneze? Franța, Spania, Germania, Italia, Grecia, Spania. Țările de Spania, sigur, pe partea cealaltă. Deci, din punctul ăsta de vedere, uite, un al treilea motiv pentru care ar putea vorbi despre grâne, despre comerțul ăsta. Deci, puse una peste alta, dacă această întâlnire va avea loc în acest format, în care să fie și președintele României, ne putem aștepta ca după ea România să capete o altă funcție? România are deja. Nu, noi suntem, ne punem cenușe în cap. Apropo, dacă acum ar fi mers cei trei și președintele Poloniei, oho, am fi spus, a, iar... I-au ales pe ei. Iar i-au ales pe polonezi, pe noi nu ne bagă nimeni seama. Dacă merge Iohannis, domnule, dar de ce merge? Că ce caută pe acolo? Deci nouă, oricum nu ne place, asta e prin definiție că noi suntem nemulțumiți, numai o clipă. Dar foarte serios vorbind... Nu, am fi bucuroși, domnul profesor, dar nu sigur, știm de ce merge Iohannis. Noi acum speculăm, noi chiar nu știm de ce merge domnul Iohannis, dacă chiar merge. În primul rând să vedem dacă domnul Aurescu adineaori ne-a spus că nu confirmă, nu infirmă. Păi domne, dar n-a infirmat, n-a sigur, confirmat. Sigur, dar noi nu știm de ce merge domnul Iohannis. Ce are domnul Iohannis? Pentru că la noi... Domne, uite, hai să spun chestia asta. Eu n-am nimic... Evident că m-aș bucura să fie domnul Iohannis un actor regional. Că asta își dorește diplomația românească de sute de ani. România e un actor regional. Mi-aș dori ca domnul Iohannis să fie reprezentantul acestui mare actor regional. Dar hai să fim cinstiți. Diplomația românească din ultimii ani a fost totdeauna, dom'le, cum să zicem popor la noi, pe șestache. Dom'le, totul se face pe șestache. Nu spun că aici nu sunt motive de securitate, să nu anunți că merge Iohannis. De acord. Dar credeți că vom afla mai multe joi dacă merge domnul Iohannis? Vom avea niște declarații serios standardizate de alea care nu spun nimic, știți? Câți oameni din minister ați văzut dumneavoastră la televizor, cu excepția ministrului? Nimic. Păi nu e în fișa lor să iasă să vorbească. De acord, dar în fișa domnului președinte e? Ne pronunțăm noi, care niciunul dintre noi nu mai este... Domnul profesor, dar în fișa domnului președinte este... În fișa domnului președinte, care n-a dat niciun interviu în 10 ani, este... Asta aici nu vă gândesc. L-ați invitat la interviu domnul Prelipceanu, pe domnul Iohannis? Sigur. A fost vreodată aici în platou? Dar știm că n-a fost nicăieri, nu că n-a fost aici. Dar e în fișa postului? Domnul Iohannis nu-mi plătește mie salariul nici dumneavoastră, dar noi plătim. Adică e cumva această paradigmă pe care așa am înțeles eu, diferența între diplomație și dictatură, în care, domne, într-o dictatură, cetățenii sunt în slujba statului. Într-o democrație, statul e în slujba cetățenilor. Domnul Iohannis a dat vreun interviu în cei nu știu câți ani de mandat, că nu mi-aduc aminte. Da. Poate eu mi-a scăpat. Da, a dat întrebare retorică din partea lui Sabin Orcan. Trebuie să ieșim și ne întoarcem. Și când ne întoarcem, vorbim despre niște puncte pe care le legăm între ele. 1. La Pentagon în seara asta se spune că e prea devreme
să fim anunțați în ce direcție se îndreaptă războiul, cum va evolua el, Pentagonul nu ne poate spune. Și doi la mână, o analiză, Fareed Zakaria, care spune că mai degrabă administrația Biden pune pe primul loc la pericole China, nu-l pune pe Putin și n-ar trebui să fie așa. Explicații imediat, rămâneți cu noi. 6 bodyguards nu îl scapă din ochi pe Vladimir Putin. Sunt peste tot cu el. Unul dintre cei 6 are o misiune specială. Se ocupă de dejecții și nu e de râs. În studioul Digi24, Adrian Cioroianu, istoric, fost ministru de externe, ne-a povestit obsesia lui Ceaușescu. Avea un securist care se ocupa de dejecții. Asta se întâmplă și în preajma lui Putin. Despre acest subiect vom vorbi ceva mai târziu, în această oră, la Digi24. Acum, ceva care îngrijorează. Se pare că administrația Biden nu s-a hotărât totuși în privința lui Putin și în privința războiului din Ucraina, în ciuda ajutoarelor, în ciuda celor 40 de miliarde de dolari, în ciuda armamentului, muniției trimise în Ucraina, în ciuda antrenamentelor. Sunt militari americani care îi antrenează pe ucraineni la baze din Germania, de exemplu. E, în ciuda tuturor acestor lucruri, se pare că, spune Fareed Zakaria, membrii administrației Biden, mulți dintre ei care au lucrat cu Obama, au rămas în logica analizelor de dinaintea începerii războiului. Nu reușesc să se obișnuiască cu ideea că Putin a atacat și că această realitate trebuie tratată diferit. În plus, din declarații publice, reprezentanții administrației Biden vorbesc mai degrabă despre pericolul chinez decât despre pericolul lui Putin. Și Fareed Zakaria, știți de la CNN, face o analiză în care trece în revistă toate ororile pe care le-a făcut Putin. Nu există nicio altă țară care să fi făcut ce a făcut Federația Rusă și totuși administrația Biden încă nu s-a hotărât. Ce-o fi? Nu înțelege Joe Biden, se întreabă Fareed Zakaria, că dacă îl dovedește pe Putin, l-a rezolvat și pe Xi Jinping? Nu reușește să înțeleagă asta? Nu e cazul să înțeleagă, de exemplu, că în istorie s-a mai întâmplat ca o țară care este în disoluție să pornească un război, chit că nu are putere? S-a întâmplat în primul război mondial. Haideți să vedem analiza și comentăm. We are now living in a totally new era. That is what the 99-year-old Henry Kissinger said, commenting on Russia's invasion of Ukraine. In an op-ed article last week, President Biden vividly outlined the stakes. He wrote, "If Russia does not pay a heavy price for its actions, it will send a message to other would-be aggressors that they too can seize territory and subjugate other countries. It will put the survival of other peaceful democracies at risk, and it could mark the end of the rules-based international order and open the door to aggression elsewhere with catastrophic consequences the world over." In times like these, it seemed appropriate that the Secretary of State, Antony Blinken, would deliver a major policy address, which he did late last month, except that he chose to give the talk on China. The speech itself contained nothing new. It was slightly more nuanced than the usual chest-thumping that passes for a China strategy these days. The real surprise was that in the middle of the first major land war in Europe since 1945, with monumental consequences, Blinken would not lay out the strategy for victory, but instead change the subject. Washington's foreign policy establishment is so wrapped up in its pre-crisis thinking that it cannot really digest the fact that the ground has shifted seismically under its feet. Blinken declared that despite its aggression in Ukraine, Russia does not pose the greatest threat to the rules-based international order, instead giving that place to China. As Zachary Karabel suggests, this requires a willful blindness to two decades of Russian aggression. Russia has invaded Georgia and Ukraine and effectively annexed parts of those countries. It brutally unleashed its air power in Syria, killing thousands of civilians. In responding to Chechnya's desire for independence, it flattened large parts of the Russian Republic, including its capital, with total civilian casualties in that conflict estimated in the tens of thousands at least. Putin has sent assassination squads to Western countries to kill his enemies, has used money and cyber attacks to disrupt Western democracies, and most recently has threatened the use of nuclear weapons. Does any other country even come close?
Există vreo țară care să fi făcut ce a făcut Rusia lui Putin? Nu, dar să știți că într-un fel Statele Unite nu au de ales, de fapt. Pentru că prin intermediul Rusiei acum se dă o lecție totuși și Chinei. Evident că pentru Statele Unite la nivel global, în secolul 21, adversarul principal va fi China, nu Rusia. Există o mantră la nivelul administrațiilor democrate americane din ultimii 30 de ani, de la Bill Clinton încoace, care spune că Rusia este o putere regională. Poate crea probleme, foarte multe, poate crea probleme, dar problemele vor fi în esență europene și pot fi gestionate la nivel european. Este ceea ce se întâmplă acum. Președintele Biden, de fapt, gestionează o problemă la nivel european, nu dorește să o extindă la nivel mondial și are grijă de evoluția parteneriatului dintre China și Rusia. Asta este politica lor. Poți să fii de acord cu ea sau nu, dar la scară globală în secolul 21, China se anunță totuși un competitor real. Ce înseamnă, domnule Prelipceanu, competitor? Economie și pe locul 3 economie și pe locul 5 economie. Rusia este puternică în armată, să zicem, în armament, mai bine zis. E o putere nucleară, fără îndoială. Dar economic nu poate fi un competitor pentru Statele Unite în secolul 21, cel mult, mă rog, să intre în competiție, nu știu, cu anumite puteri din interiorul Uniunii Europene, nu, nu mai e foarte limpede, pentru că dacă ajunge un client energetic al Chinei, până și statusul economic și militar al Rusiei va scădea. Deci, din acest punct de vedere, eu care îl admir pe Farid Zakaria, îi recomand pe tuturor celor care ne privesc să-i urmărească programul de duminică de la CNN. Cărțile lui sunt traduse în românește, ultima e apărută la Polirom, 10 lecții în urma pandemiei se cheamă, dar nu au de ales, de fapt, americanii. Prin hărțuirea asta a Rusiei, ce se întâmplă acum, este un mesaj către China: domnilor, vedeți, aveți grijă, uite de ce suntem în stare. E vocea unei părți din societatea americană care ar vrea ca Biden să fie mai dur cu Putin? Pericolul aici este altul și Farid Zakaria îl știe și cred că știm noi toți. Vorbeam înainte de a intra la dumneavoastră cu domnul Orcan și cu domnul Ionaș. Banalizarea acestui conflict la nivelul opiniei publice. Opinia publică americană, opinia publică occidentală care va spune: ai, domnule, m-am săturat, câte 100 de zile, 110 o să fie, 120... O să fie 5 luni, o să fie 6 luni. Cât mai rezistă? Și stați că suntem vara, acum ne gândim fiecare la vacanță, la vouchere de vacanță, la hotel, la mare, la munte, în fine. Dar când va veni toamna, atunci s-ar putea ca unii la care nu te aștepți, inclusiv din America, inclusiv din Europa, să spună: ai, domne, că prea suferim toți de pe urma acestui conflict. Atunci va fi proba. Pentru că impresia mea e că această mare putere care e China stă, așteaptă, notează, vede cum se comportă fiecare, vede și slăbiciunile Rusiei, a văzut și punctele tare ale Occidentului, acolo unde au fost, dar banalizarea războiului cred că e pericolul cel mai mare. Cel mai mare pericol, spune Farid Zakaria, este ca cei din China, chinezii, să vadă că rușii reușesc călcând în picioare legea, nerespectând regulile. De fapt, asta e demonstrația pe care ar vrea Putin să o facă în fața lumii întregi. Da, da, eu am urmărit această analiză și cred că același Farid Zakaria spune că depinde foarte mult de cum se va termina. Care e deznodământul acestui război? Sigur că nu vom afla imediat acum și aici sunt perfect de acord cu domnul profesor Cioroianu. Spun ceva cinic. În acest moment, oamenii se uită la televizor, văd aceste știri, sunt impresionați, după care peste o săptămână pleacă în vacanță. În Grecia, în Italia, unde pot, care pot. Oamenii din România, și suntem aici, la doi pași de tragedia ucraineană. Gândiți-vă că asta se întâmplă la scară globală. Toți, chiar dacă afectați economic, își vor găsi vacanță. În această vacanță vor sta la soare și la ce credeți că se vor gândi? Se vor gândi mai întâi la prețuri și la cum îi afectează economic această tragedie, sau se vor gândi: gata, hai să le cerem guvernelor noastre să înceteze, să facă într-un fel să termine războiul mai repede. Doi, publicăm în ediția următoare din Newsweek, care apare joi la chioșcurile de presă, un interviu luat de colegii noștri din America cu fostul secretar general NATO, domnul Rasmussen, care spune: domne, hai să nu ne mințim, divizarea lumii e inevitabilă.
există o tabără a dictaturilor, care din păcate, din punct de vedere al populației și al suprafeței, bate partea democrațiilor. Deci există o tabără a democrațiilor și o tabără a dictaturilor. Sigur, le putem numi cum vrem, autocrații, cum vreți noastră. Ideea este, există o tabără a lumii civilizate a democrațiilor, care e minoritară, ăsta e adevărul. Și o tabără, nu toată periculoasă și toxică, nu? Precum domnul Rusia, domnului Putin. Pentru că China deocamdată n-a atacat pe nimeni, deocamdată e inexpectativă. Doar le-a spus, le-a făcut cu degetul taiwanezilor, să nu care cumva să vă degați independența. În rest, să mai joacă cu niște avioane, face niște exerciții, n-a atacat încă pe nimeni. Pentru că eu cred că și China comunistă se uită și așteaptă rezultatul din Ucraina, ca să vadă, merge? Dacă merge, dacă îi merge lui Putin, înseamnă că poate ne merge și nouă. Și eu sunt conștient că interesele a Statelor Unite ale Americii și pe plan intern al politicii interne sunt diferite de cele ale României și ale Europei. Poate, în anumite puncte diferă. Mai vaste, nu diferite, sunt mult mai vaste. Dar, deocamdată, dacă punem în balanță, e de departe Rusia lui Putin mai agresivă, mai periculoasă și mai toxică, din punct de vedere direct, militar, al războiului, al crimei, decât China comunistă. Oricât de cinic ar suna acest raționament. În acest moment, China comunistă n-a atacat pe nimeni, n-a trimis bombele asupra niciunei țări independente, fie ea Taiwanul, care are o independență controversată. Așa, în vreme ce Rusia lui Putin a făcut asta și nu de azi, o face de 7-8 ani. Prioritatea de securitate a Americii ar trebui să fie Rusia. Eu cred că da, pentru că dacă dispare securitatea în Europa, e America mai sigură, dacă puțini aliați pe care are, aliați având la bază un set comun de valori, că despre asta este vorba, dispar sau sunt amenințați sau sunt nevoiți să facă concesii economice sau de altă natură teritoriale Rusiei lui Putin, America e mai sigură? De ce? Pentru că are această natură insulară? După dumneavoastră, cine e amenințarea numărul 1 la adresa NATO în Europa? Eu cred că Rusia lui Putin. Eu asta în acest moment. China n-a atacat pe nimeni în Europa. Sigur, există un război comercial pe care îl putem discuta, putem filozofa, dar are legătură cu amenințarea imediată. Amenințarea imediată este faptul că în timp ce noi vorbim acum, mor oameni, dincolo de soldați, mor oameni nevinovați într-o țară europeană, aici, aflată lângă noi, la graniță cu România, și că Occidentul ar putea să facă mai mult ca să împiedice ca dezlănțământul să fie de partea, victoria de partea lui Putin. E o altă amenințare în Europa? Nu, nu o să fie nicio victorie de partea lui Putin. Putin își va declara victoria, dar nu o să fie pentru orice om care se va uita pe hartă, nu va fi o victorie în termen... Ascultați, războiul președintelui Putin e un război de secolul XIX acum. Pentru ce? Pentru un pământ care eu zic a fost al meu, că au fost ruși acolo și sunt ruși acolo și eu îi apăr. Păi ăsta e secolul XXI, e secolul XIX. Eu nu văd nicio amenințare, ca să fiu foarte deschis. Plus că nu am așa... Bun, cu toții ne întrebăm în ce măsură președintele Putin gândește rațional asemeni nouă, dar plecăm de la ideea că deocamdată o face. Nu am văzut o amenințare concretă la adresa vreunui stat NATO. Din partea Rusiei acum. Că putea ataca un convoi, să zicem, ghicea un convoi printr-o țară limitrofă Ucrainei și îl putea ataca. Era un atac la adresa NATO. N-a făcut-o. A atacat convoaie, dar le-a atacat eventual pe teritoriul Ucrainei. Din acest punct de vedere, totuși gândind la scara istoriei, cu rușii ne-am bătut frecvent, o să ne mai batem frecvent, dar s-ar putea ca în secolul ăsta 21 amenințarea reală la modul nostru de viață, la democrație, noi nu avem speranța ca Rusia să fie o democrație, hai să fii serioși, dar amenințarea concretă la democrația europeană s-ar putea să vină pe latură economică de natura pe care ați văzut-o în pandemie, când ne-am trezit toți fără măști. Toate democrațiile europene erau fără măști. Din ce motiv? Că măștile alea, culmea, se făceau... În țara de unde venea coronavirus. Da. Dar nu e la fel ca povestea cu gazul și petrolul, domnule profesor? Adică depindem în această lume globală de un stat care nu respectă nicio regulă, care e o dictatură în esență și care nu are niciun pic de respect pentru lumea civilizată. Și oricând poate tăia robinetul, orientându-se spre alte piețe sau pur și simplu pentru că nu-i pasă de viețile cetățenilor săi. Uitați-vă la Tesla. Nu e aceeași dependență Tesla, ca și la gazul rusesc? Tesla l-a tras de urechi pe Putin de 7 ori până acum. Dar Tesla, când iese să se lupte cu manufacturierul chinez,
acolo e bătălia, de fapt. Între Tesla și manufacturierul chinez, nu între Tesla și Putin. E un moment mai făcut în care... mare fabrică în China. E Tesla. Un moment păi, da. În care îi se cere lui Joe Biden să fie mai darnic cu armamentul, să-i ajute mai mult pe ucraineni, mai mult decât s-a întâmplat până acum? Probabil asta își dorește... Farid Zakaria. Da, e greu de spus dacă te uiți. Probabil administrația Biden se uită și pe sondaje și pe principale probleme ale populației. Apropo, iertați-mă, și e un democrat, să ne înțelegem. Farid Zakaria este un democrat. Era clar încă de dinainte de a începe această invazie a Ucrainei că principalul proiect de securitate al Statelor Unite în perioada următoare avea legătură cu China și se referea la Pacific. Știm cu toții alianța făcută cu Japonia, Australia pentru... securizarea acelei zone. Din punct de vedere economic, din punctul de vedere a ceea ce se întâmplă în Statele Unite și a locului în care marile companii din Statele Unite au investiții, evident că principalul inamic este China, din toate punctele de vedere. Adversar, să spunem, adversar. Nu inamic. Rusia este o problemă europeană. Dacă mi-aduc aminte, în ultimii ani, domnul Macron, Germania, spuneau că NATO e depășită și Europa se poate apăra singură. Am văzut foarte clar în perioada asta cât de pregătită este Europa și cât de bine se poate apăra. Fără Statele Unite și Marea Britanie, din punctul de vedere al securității, Europa nu există. Dar una este interesul Statelor Unite de a oferi securitate Europei și aici intră acest război, e o problemă europeană, și alta este interesul imediat al Statelor Unite. De aceea eu cred că administrația Biden se uită cu mai multă atenție la China, inclusiv interesele Statelor Unite în Taiwan sunt uriașe și față de față de interesele, mai ales în Europa de Est. Aici e vorba doar de securitate. Acolo este vorba de bani, mulți bani și, cum spunea domnul Ciorian mai devreme, banii primează. Cum vi se pare, s-au zis din briefingul Pentagonului, că e prea devreme să ni se spună în ce direcție va evolua acest război? Păi, mi se pare cea mai bună veste pe care am primit-o în ultimele 4 luni. Serios vorbind, adică noi ne punem acum problema cine ar putea câștiga un război pe care Abinicio îl consideram, prin definiție... Pierdut. Adică, domne, intră rușii în Ucraina. Aoleu, ce să facem să împiedicăm? Plecam de la ideea că Rusia va zdrobi Ucraina. Păi acum ne punem problema, stai că nu știm cine va învinge. Păi deocamdată știm că războiul mediatic a fost câștigat de Ucraina, războiul de propagandă a fost câștigat de Ucraina. Pe teren s-au luptat 3 luni pentru Mariupol și luptă de 4 luni pentru Severodonetsk. Și uite că ăla, uitați-vă pe hartă, Severodonetsk e la câțiva kilometri de granița comună, deci nici măcar n-a fost un avans nemaipomenit. Plus că, indiferent cum vorbeam anterior, președintele Putin la un moment dat va spune gata, ne-am îndeplinit planul și președintele Zelensky va spune că nu va ține plinit nimica, noi vom porni contraofensivă. Și va fi o poveste care va dura probabil ani de zile, chiar dacă pe linia frontului focul va înceta. Dar ascultați ce a spus Blinken mai departe, a spus ceea ce știm deja e că Ucraina va fi un stat suveran. Asta cam așa e. Că după, în prima zi de invazie pe 24 februarie, ne întrebam, oare nu cumva va deveni un puppet de ăsta, o marionetă prorusă, ca alte țări din zonă, să nu le mai dăm numele, să schimbe președinte, guvern, ce vor ei. Uite că s-ar putea să rămână o țară suverană, Ucraina. 93 de miliarde în primele 100 de zile de război, 93 de miliarde încasează Rusia pentru gaz și petrol. Asta înseamnă 1 miliard pe zi. Inclusiv din România, domnule. 1 miliard a venit și din România. Un miliard. Așa, subțire, cât ne permitem noi aici pe cheiurile Dâmbovite. Păi ce să spunem, am vorbit despre asta de luni de zile. Asta era adevărata sancțiune care trebuia luată de mult. Dar pentru asta trebuia să ne facem temele. Asta apropo de portul Constanța, țevi, reductoare, invertoare. Știți că există niște robineți pe care trebuie să-i pui ca să curgă gazul și într-o direcție și invers, da? Și bulgarii ne-au zis, dați-ne și nouă, nu știu, câteva zeci de milioane de euro. Și nu i-am dat banii. Și acum avem nevoie de acel invertor, reductor, nu-l avem, ca să curgă gazul și pe aici, nu? Noi nu ne-am făcut temele, ne-a prins ca de obicei această tragedie
nepregătiți cum ne prinde iarna în fiecare an, că așa este statul român. El se trezește de-abia după ce are loc un război și ne gândim, scărpinăm în cap și ne gândim, băi, s-ar putea să o pățim și noi. Ce facem? Hai să dragăm Dunărea, hai să facem portul Constanța mai mare, hai să securizăm frontierele, că, apropo de faptul că vrem în Schengen, că am meritat să fim în Schengen, nu? Ne-am îndeplinit obligațiile față de toți aliații, am fost în toate misiunile posibile și imposibile, de ce să nu fim în Schengen? Cu ce e mai bună Ungaria decât noi? Din punctul ăsta de vedere, am putea să o facem. Da, pentru asta trebuie să ne facem temele. Și nu prea ni le facem, că așa suntem noi. Ne prinde tot timpul Europa cu temele nefăcute. Iar eu cred în continuare, și asta o spun, nu e un dicton celebru, nu? Eu cred în continuare. Cine vrea pace trebuie să pregătească de război. Dacă vrei să ai pace, trebuie să fii pregătit de război. Trebuie să ai o armată capabilă oricând, în câteva ore, să-și apere teritoriul. Îmi pare rău, armata, cu tot respectul față de armata română profesionistă, nu are ce-i trebuie ca să facă acest lucru, că degeaba ai numărul de oameni, nici pe aia nu-i avem, dar degeaba ai numărul de oameni dacă n-au cu ce. Dacă n-au cu ce, e ca ucrainenii, ei vor să lupte. Dar dacă li s-au terminat gloanțele, munițiile, cu ce să lupte? Ministrul Laurescu tocmai ne explica faptul că nici două zile au venit francezii aici. Era forța de răspuns rapid NATO. Domnule, în ultimele trei luni vi se pare că s-a schimbat ceva, de pildă în chestiunea corvetelor? Că vine domnul Macron acum și ca la București. S-a schimbat ceva în problema corvetelor? Că alea de vreo 2 ani trebuie să le facem. Și noi n-am început să le facem, că încă n-am terminat de negocia, n-am semnat contractul. Vi se pare că s-a întâmplat ceva spectaculos în domeniul armării în România, în afară, repet, de niște mutări strategice făcute de aliații din NATO? Vorbim noi, prin noi înșine, nu? Că ăsta e dictonul PNL. S-a întâmplat ceva până noi. S-ar fi putut schimba în 100 de zile? Da, de exemplu, putea să înceapă construcția corvetelor. Am făcut ceva? Că de 100 de zile oamenii aia nu s-au înțeles. Și încă nu s-a semnat contractul. Am înțeles. Dacă spuneți că așa trebuie să se întâmple cu corvetele... De 2 ani trebuia semnat contractul cu corvetele. Dau un exemplu, dar pot da N alte exemple de contracte ale armatei române care nu s-au dus la îndeplinire. Deși bani avem, i-am programat în PIB, am spus 2% din PIB la apărare. Dar nu s-au cheltuit, că noi nu am semnat contractele. Cu corvetele vor ei puțin mai mulți bani față de ce au câștigat. E normal să se negocieze, pentru că francezii, după ce au câștigat, și-au dat seama că au crescut. Eu doar spun, domnule Ionaș, dacă am putea să ne mișcăm puțin mai cu talent, cum să zice așa, în popor. Armata are stadion. Dacă nu se poate, atunci... Înainte, probabil că ar fi trebuit să se întâmple. Comparația cu Imperiul Habsburgic în disoluție și totuși pornește un război, Federația Rusă a lui Putin, slabă și în disoluție, spune Farid Zakaria, și da, pornește un război. Asta, din păcate, iarăși are dreptate Farid Zakaria, cred, în sensul în care, vedeți dumneavoastră, un imperiu cum este cel rusesc, țarist, sovietic, acum rusesc, dacă nu se extinde, cade. Totdeauna a fost așa. Rusia, dacă nu s-a extins, a intrat în criză. Așa ne arată istoria lor. Câtă vreme s-au extins, puterea le-a crescut. Când o extindere s-a stopat, au intrat în criză. Ultima criză, de, apropo de petrol, că aici ai dat dreptate distinsului coleg, în Afganistan, când au intrat în 79, prețul era mare, că era după criza petrolului din 79 și după alungarea șahului Iranului. Prețul petrolului era enorm. Și rușii au făcut un calcul din care le-a ieșit câștigător 100% să intre în Afganistan, că aveau bani pentru armată. Americanii au vorbit cu Arabia Saudită și le-au spus, băieți, n-ați putea crește voi producția, extracția. Arabia Saudită a crescut extracția, automat a scăzut prețul și a venit Gorbaciov pe un preț în descreștere al petrolului. Și asta a fost criza lui Gorbaciov, plănuită de americani și de Arabia Saudită. Adică e limpede, asta știm. Cam așa se întâmplă și acum. Ultima extindere pe care au încercat-o a fost atunci în 79, n-a ieșit. Acum să vedem ce va ieși, pentru că iarăși nu vreau să fiu extrem de pesimist, dar eu nu văd un sfârșit plauzibil, o pace acum între Ucraina și Rusia, așa încât haide să vedem armisticiu, că nu pot să spun sfârșitul războiului, pentru că va mai dura destul de mult, dar repet ideea, dacă nu se extinde Imperiul Rus în criză. 6 bodyguards pentru Putin. 6 bodyguards și unul se ocupă de dejecții. E un lucru, înțeleg, aproape standard pentru un anume fel de lider care este obsedat ca nu cumva cineva să aibă indicii despre starea sănătății lui.
Acum nu știu dacă sunt foarte buni, că la cât s-a vorbit în ultima perioadă de starea sănătății a lui Vladimir Putin, am impresia că scapă domnul acela servieta pe undeva. Sau, nu știu, exagerăm noi. Așa au fi, nu știu, poate au și niște obsesii. Domnul Cioloianu, într-adevăr, povestea referitor la Nicolae Ceaușescu, cum era. Probabil mulți lideri au obsesii din acestea, care țin mai degrabă, cred că, de serviciile de securitate, care adică consideră că nu trebuie să aibă... să fie un serviciu oferit. Exact. Eu cred că multe dintre servicii, fiecare serviciu de securitate al fiecărei țări are anumite, nu știu, obiective. Să nu prindă o altă țară o urmă de, nu știu, ceva. Și atunci... E vorba de culegere... Vă aduc aminte că și președintele Macron, și președintele mulți alți lideri, când l-au vizitat pe Vladimir Putin, de exemplu, nu au acceptat să li se facă testul COVID în Federația Rusă, tocmai de acest motiv, să nu aibă Federația Rusă acces la, nu știu, ADN-ul și alte ce pot obține de acolo. Deci, probabil, ține de fiecare serviciu de securitate. Culegere de informații. Orice serviciu secret face o fișă a unui personaj în care știe ce preferințe culinare are, e alergic la usturoi, e alergic la ciuperci, ce preferințe sexuale are. Exact. Ce stare de sănătate are? Îi plac câinii. Îi plac câinii sau nu-i plac câinii? Apropo, în memoriile lui Bush Junior, bănuiesc că suntem pe final, dar într-un minut vă spun o poveste care spune Bush Junior e cel care a spus că m-am uitat în ochii lui și am văzut că este un iubitor de cruce și de... Și povestește, zice, domne, când l-am înțeles foarte bine pe Putin, a fost când l-am invitat la mine la ferma lui, mă rog, în America și i-am prezentat câinele terier. Barney, un terier de ăsta drăguț. Și zice, uite, ăsta e Barney, e cățelușul meu. Când m-a invitat președintele Putin la el, la Dacia, a apărut o namilă de câine mare și musculos și mi l-a prezentat cu mândrie, ce ăsta e câinele meu, e mai mare și mai puternic decât al tău. Era vorba despre un labrador, dar da, și George, și atunci Bush m-am gândit, zice, cum ținuse minte și cum a ținut să-mi spună că lui e mai mare și mai puternic decât al meu, adică un labrador față de un terier. Deci și spune, și atunci de fapt l-am înțeles pe președintele Putin. Și spuneți asta pentru că orice fel de informație poate contura acest profil. Serviciul secret american nu știa povestea asta, că e obsedat de putere până într-acolo încât îi arăta un câine mai mare decât al tău. Dacă tu ai un câine atât, uite, eu l-am atât. Amintiți-vă că același câine l-a folosit Vladimir Putin și la întâlnirea cu Merkel, despre care se știa că este frică de câini. Și în momentul în care cei doi s-au ajutat pe scaunul la întâlnire, în camera a intrat, fără să fie nimeni, a deschis ușa, cățelul, labrador. Nu e un câine care să te sperie, dar doamnei Merkel, fiindu-i frică de câini, președintele s-a temut. Iohannis se va duce acum cu o pisică. Acum să vedeți ce va fugi labradorul după mârtan. Eu sunt convins că această povestire din memoriile lui Bush are legătură și cu complexul de inferioritate pe care îl are Putin. El de asta vrea să fie și cel mai bogat om din lume, dacă nu știți. Există câteva investigații celebre despre averea lui Putin, sigur pusă pe numele unor interpuși, de la nu știu ce muzicant și până la nu știu ce bucătar, și se estimează că are o avere de 150. El vrea să bată 200 ca să-l bată pe Jeff Bezos, să-i bată pe toți, pe patronul de la Tesla. El vrea să fie cel mai bogat om din lume, dar el suferă de un complex de inferioritate. Adică povestea asta cu câinele are legătură și cu asta. Vrea să-i arate americanului, băi, eu te bat și la câini și la orice, la avere, la ceasuri, la ce vreți. Adică eu cred că are legătură și cu profilul psihologic al lui Putin și se vede în ultima vreme. El este obsedat de faptul că nu e tratat ca un lider mondial pe picior de egalitate cu Biden sau cine o fi la Casa Albă. Eu cred că are acest complex Vladimir Putin și ceea ce face în Ucraina are legătură și cu asta, ca să-i arate Occidentului că poate face ce vrea el fără să fie tras la răspundere. Și să fie un lider de temut. Își dorește să fie de temut, lumii să-i fie Global de temut. Mai... de care să fie frică mai mult oamenilor de pe planetă decât de Biden. Asta sau de cine problema liderului sau problema imperiului? Aici e problema Rusiei. E problema imperiului. Nu da. E problema. Putin este creația Rusiei. Imperiului. E creația Rusiei. N-are rost să ne ascundem. Cum Ceaușescu a fost creația noastră și ăștia alții de acum sunt creația noastră. Adică n-are rost să... Putin este creația Rusiei, nu invers.
Și o să vedem în ce măsură aceste lucruri se confirmă. Nu știu ce avere avea între noi, fie vorba. E greu să fii cel mai bogat om din lumea de astăzi, pentru că tehnologia bate militaria, ca să zic așa. Dar în fine, poate încearcă, nu neg, dar un complex de putere e clar că Rusia are. Exact. Rusia ca atare are un complex de putere, s-ar dori poate mai băgat în seamă. E drept că în anii 90 a fost la coada tuturor discuțiilor. Mi-aduc aminte cele întâlniri dintre Bill Clinton și Elson, când Bill Clinton nu se putea potoli din râs. Adică era un Elson euforic și Bill Clinton care râdea. Bănuiesc că multor ruși nu le-a convenit imaginea asta și poate că pe unii a afectat, în orice caz pe Vladimir Putin l-a afectat. De altfel, oamenii, dacă sunt întrebați pe stradă, de exemplu, din puținele imagini pe care le primim din Rusia, întotdeauna asta spun. Putin e bun, Putin e deștept, pentru că ne redă mândria de a fi ruși. Asta, ce spunea domnul Orcan, e valabil pentru Rusia. Rusia, nu numai Vladimir Putin. Eu tot repet lucrul ăsta. Dacă mâine nu mai e Vladimir Putin, următorul lider va dori același lucru pentru Federația Rusă. Următorul ar putea fi mai liberal, dar e un ciclu la Da, dar cu aceleași idei, adică Rusia va vedea Occidentul și țările democratice întotdeauna la fel. Le-au distrus imperiul, au încercat să-i pună într-un colț și ei își doresc să-și ia acel rol de putere. Cred care că să și Occidentul s-ar comporta altfel cu un alt lider. Occidentul, din păcate, și o să tot repet lucrul ăsta, Occidentul, din păcate, nu înțelege deloc Rusia. Haideți să nu plecăm de la ideea. Haideți, uitați-vă la ultimii Facem următorul exercițiu. Și nu au înțeles nimic. Vladimir, nu e chiar așa. Să facem următorul exercițiu. Să ne închipuim că Occidentul înțelege foarte bine Rusia. Ce ar trebui să facă? Depinde care e obiectivul și ce vrea Occidentul. Să vrea să izoleze să cu adevărat... Să fie preocupat de neumilirea Rusiei și a lui Putin? Păi nu știu, asta să ne spună domnul Macron și cu domnul Scholz. Domnul Macron, deci, e înțelege Dacă domnul bine Macron Rusia, și domnul Scholz vor să nu umilească Rusia, trebuie să negocieze acum în așa fel încât Rusia să obțină ce vrea în Ucraina. Paradoxul Dacă vor să umilească Rusia, atunci să pună la dispoziția Ucrainei toată forța de atac a NATO. Cum vor să joace? Își asumă odată? Pentru că jocul ăsta în care vine Macron și spune să nu umilim Rusia, dar pe de altă parte, hai să umilim, că o să vină poimine să ne umilească pe noi, să-i dăm corvetele mai repede. Păi de ce corvetele sunt câștigate de francezi. Păi da, dar să le dăm mai repede. De Auziți, ce? Domnul Ionaș, Occidentul cunoaște mai bine Rusia decât Rusia cunoaște Occidentul. Da. Nu, chiar nu e adevărat, păi din uite păcate. Cum s-au comportat acum Putin. Statele a fost... Unite și Marea Putin Britanie, nu Occidentul. Putin a fost surprins că după ce a făcut toate jongleriile, oamenii otrăviți în Londra, unul otrăvit lângă Londra, unul mort pe o bancă în parc în Berlin. Eu mi-aduc aminte, băi, că, câte puteau mi-aduc aminte că Londra a vrut să plece din familia asta Occidentului despre care. Ei, hai lăsați păi că... nu, a plecat. Nu, eu așa mi-aduc aminte. Ce are de a face una cu alta acum? Să separăm lucrurile. Statele una dintre și Marea cele Britanie. Mai dure acum e totuși Marea Britanie. Marea Britanie, dar vorbeam de Uniunea Europeană. Și Uniunea Europeană e bine. 93 de miliarde, asta. Păi ar fi fost de 4 ori mai mult. Acest comerț a fost maniera de a-l ține în loc pe Putin să nu Știu declare acest ideea război. Ideea doamnei Merkel că datorită faptului că a avut o relație comercială cu Putin a întârziat Păi războiul. Normal că l-a întârziat. Eu nu sunt, convins. Cu ce ne-a ajutat că puteam avea război când Ucraina n-avea armată? Știți cum e, asta e cam trumbă. Da, și-au intrat ca în brânză. Cu nimic. A venit acest amețit de Macron de care spuneți cu Angela Merkel și a spus facem formatul Normandia. În ce l-a luat și la sentiment pe Putin. Era ziua eroilor debarcarea din Normandia și a zis, îl invităm și pe Putin și pe ucrainian. Și eu, Macron, și tu, Merkel, facem un format Normandia. Toată lumea a fost ciugulită într-un fel. Ce avea de a face Putin cu debarcarea din Normandia, în fine, dar era acolo ca parte învingătoare în al doilea război mondial. N-a funcționat formatul, dar a fost o manieră de a trage de timp, să nu ne facem că nu vedem. Occidentul trage de timp pentru că îi știe ambițiile lui Putin. Și îi le știe la adresa Ucrainei. Poți să mă întreb și eu. Dar doar că Ucraina n-avea atunci armată. Lăsând securitatea la o parte, ce face mâine Germania, cea mai importantă forță economică a Europei, fără gazul rusesc? O să caute nucleare, eoliene și solare. Ok, și business-ul german va fi acolo foarte... Viitorul nu mai e gaz. Solar nu poți să faci viitor. Viitorul este nuclear. Nuclear, ce-o fi, da? Și solar și eolian. Germania se opune încă, da? Pentru că asta e principala problema Ei Franței. Ei să meargă pe cărbune.
Ok. În această analiză a primelor 100 de zile din război cu 93 de miliarde, domnul Orcan, are o soluție. Se vede foarte bine cum încasările rusești din Germania au scăzut în aceste 100 de zile. Așa, eu am alt, un pic vreau să introduc o notă în această discuție foarte interesantă, și anume, dacă ne raportăm la Uniunea Sovietică, că ați vorbit mai devreme, ea a făcut implozie din cauza, sigur, lipsurilor pe plan intern, dar și din cauza presiunii, mai ales din cauza presiunii externe. Presiunea externă nu s-a făcut doar pe cale diplomatică, să fiți serios, economică și mediatică, nu vă supărați. Iar Occidentul, în primul rând America, dar și statele europene, au făcut o presiune mediatică. Aceasta s-a încheiat. Dacă vă aduceți aminte, în anii 90 existau, nu, instituții serioase de media, de la BBC, la Europa Liberă, Vocea Americii și așa mai departe, care era un plus de informație pentru o țară în care încă noi de-abia buchiseam așa. În Rusia acum s-au tăiat foarte multe canale, că spuneați de rușii ăia care cred că le-a redat Putin mândria. Păi mulți dintre rușii ăia n-au acces la informații, îmi pare rău să o spun. Sunt ca pe vremea Uniunii Sovietice, știți, când circulau acele foi trase la șapirograf, samizdatul, nu? Adică și noi din mână, pe vremea lui Ceaușescu aveam acces... Dar un rus de astăzi nu are acces. N-am spus că n-au deloc. Am spus că sunt ruși care n-au acces. Nu toți. Eu cred că dar cine n-are acces. Nu caută, de fapt. De acord, dar da, a încetat Occidentul să facă asta și s-a întâmplat lucrul în sens invers. Iar Putin, în acești ani, internetului, exploziei internetului, a cheltuit miliarde într-un trust media care a ajuns să aibă redacții cu angajați. La New York, la Londra, la unde vrei. Acum folosit. S-au tăiat. Și la ce le-a folosit? Tomei, le-a folosit, eu cred, un profesor, la introducerea diavolului îndoielii în opinia publică și crearea tot felul de idioți utili în mediul academic, jurnalistic și politic. Există în Europa, în lume, cum există și în România, nu vrem să le dăm nume, dar există oameni care au fost spălați pe creier de aceste surse de propagandă, precum Sputnik. Știți că Sputnik este un organ nu foarte popular în populație, Sputnik, dar în România era extrem de citit de către așa zisele elite. Iar eu cred că asta a schimbat puțin, pentru că Occidentul n-a mai venit cu o contraofensivă din cealaltă parte. Păi, Occident, și cred că bătălia... Nu s-a oprit. Eu spun la ce... Eu mă refer la profesia pe care o am eu. Eu spun că Occidentul nu mai face acest lucru, a lăsat la mâna oligarhilor de pe aici, pe acolo, de pe Ucraina media, și mă uit și în Ucraina. În Ucraina nu avem o presă puternică independentă, sunt și pe acolo fărămițate. În Rusia nu mai există. Uite, ultimele publicații libere s-au închis singure, domnule. O să apară un Newsweek în Ucraina. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat cu Newsweek la Moscova? Nu. L-au închis. Nu, dar nu știți că directorul Newsweek Moscova a fost împușcat în cap de oamenii lui Putin? Că despre asta e vorba, domnule. Deci acolo a dispărut ultima fărâmă de presă liberă. Și sigur că există câteva site-uri în diaspora ale unor jurnaliști ruși de apreciat. Unii acum sunt urmăriți. N-ați văzut că pe soldatul vă urmăresc? Nu mai există surse de informare. Și noi credem de aici că da, există. Dar haideți să mergem războiul. Împreună la Moscova, dacă vreți, și să ne uităm războiul. Pe internet. Și veți vedea site-uri blocate. Nu mai poți să vezi. Aveți dreptate, dar nu îi ajută să câștige războiul. Nu ajută, nu vorbim de război. Vorbim despre faptul că... Pot să omoare câți jurnaliști. Într-o dictatură cum e cea acum din Rusia, că nu mai e. Domnul Putin nu e președinte, domnul Ciureanu. Așa a spus, președintele Putin. Nu e, domnule președinte, e dictator. Într-o dictatură, toți adversarii politici sunt la pușcărie sau împușcați, toți ziariștii sunt vânați și au închis televiziunile, radiourile și ce aveau ziarele și nu mai există nicio sursă de informație liberă. Și sigur, din gură în gură, poate mai vine vreunul de peste graniță și le spune să întâmplă. Dar eu vorbesc de marea masă a populației care se uită la acele emisiuni de teatru de Eugen Ionescu, nu alea în care spun cum lovesc ei cu arme nucleare România, Polonia, Bulgaria. Asta se întâmplă. Iar oamenii se uită la alea, cum ne uitam noi la TVRL în 90, când nu exista altă televiziune. Asta se întâmplă în Rusia de azi. Și dacă ar fi fost altfel, ce s-ar fi întâmplat? Nu știu, domnule, ar exista într-o presiune a societății. Ar exista o versiune alternativă a faptelor prezentate pe acele televiziuni. Nu există asta. Rusia cum ar fi reacționat altfel? Nu știu. Păi, nu știu. Revoluția din 2022? Domnul Orcan e cititor de istorie, să știți, și apreciez la dânsul că e cititor de istorie. În Rusia, revoluțiile sunt rare. Dar când sunt sângeroase. Da, pornesc doar de la foame. Cam asta e. N-o să vezi vestele galbene în Rusia. N-o să vezi sindicaliști ieșind din stradă. Când într-adevăr le dă un glonț în cap. Vine unul și îl omoară pe la spate. Cum l-a omorât pe... Cum îl cheamă asta? Nemțov. Da, în centrul orașului.
Dar și când se ridică rușii, odată la 50, la 100 de ani, habar n-am, se lasă cu distrugere. La ei, în principal. Dar în cazul ăsta, războiul terminându-se într-un anume fel, nu știm cum, Rusia se poate schimba? Ar trebui ca războiul să se termine... Să știți că periodic are cicluri de schimbare, dar revine la anumite instincte. Pentru că nu merg... Nu, n-au mers până acum... Dom'le, n-au mers... E un fel de a spune că n-au mers pe calea democrației, pentru că n-au avut unde să se întoarcă. Ei au avut un singur episod în anul 1905, când după ce au luat bătaie de la japonezi, au zis, hai să facem niște alegeri. Și a ieșit așa un fel de parlament. Dar a durat un an și puțin. Ei nu, noi ne-am întors la democrație cât am fost noi de amețiți. Ungurii, polonezii, românii, bulgarii, cât de cât aveam și noi o plămădeală de democrație și am zis că ne întoarcem la democrație. La ce să se întoarcă rușii dacă n-au cunoscut democrație în viața lor? Vă mulțumesc mult, domnilor. Imediat, Andreea Bratu cu ultimele informații. Vă reamintesc că în seara asta un parlamentar ucrainean spune că președintele României va face parte din delegația care va merge la Kiev joi. O delegație interesantă în care sunt președintele Franței, cancelarul german și premierul Italiei. Bucureștiul nici nu confirmă, nici nu infirmă, dar la Digi24, ministrul de externe spune că astfel de vizite la Kiev se anunță după ce se fac, nu înainte. Seară bună!